În a doua zi de Paște, turiștii din Maramureș au fost răsfățați de gazde cu o nouă zi de petreceri, de data aceasta la un festival tradițional unde meșterii populari și-au etalat creațiile unice în lume, iar artiștii locului au cântat și dansat cât a fost ziua de lungă. Fermecați de frumusețea locului, vizitatorii au promis că vor reveni și vor recomanda Maramureșul și prietenilor de acasă. În Sighetul Marmației, a doua zi de Paște a fost prilejul ideal pentru ca turiștii să iasă din pensiuni și să viziteze festivalul Paști în Maramureș. Hai, Doamne, răsucă, tu mai! Am revenit pentru al doilea an și îmi place ca întotdeauna aș reveni oricând. E prima dată când ajung, dar... E frumos, mai unde ești? Păstrează tradițiile. Deloc din Călăraș. În tot acest timp, meșterii populari și-au prezentat creațiile unice celor prezenți. Aici sunt cu ceramica de la Săcel, vechea ceramică dacică. Lutul, prin ardere în cuptor, se poate folosi așa simplu cu mâini. Aveți timp să facem o probă, să vedeți rezistența oalelor noastre? Să mă zic pe oală? Bă, oala asta. Ție echilibru de mine. Nu cad! No. Acum mai ia două doamne în brață și urcă-te înapoi. Este al 10-lea an când festivalul adună mii de turiști din toate colțurile lumii. Este un festival prin care noi dorim să promovăm valorile și obiceiurile satului tradițional maramureșan. După ce s-au înfruptat din bunătăți în ziua de Paște, toată lumea a trecut la hore pe ritmurile ceterașilor. Oamenii sunt impresionați de aceste tradiții și obiceiuri, de ceea ce oferă satele maramureșene. În această seară, majoritatea turiștilor pornesc spre case, rămân cu amintirea unui Paște de vis petrecut într-un loc unic în lume.